Grupul de colindători urmașii lui Iancu, cei care au reușit în perioada sărbătorilor de iarnă să adune din colind o sumă semnificativă de peste 10.000 de lei, au stabilit cazurile umanitare spre care se vor îndrepta banii. Au fost stabiliți ca beneficiari doi copii care suferă de leucemie și care, în acest mod, pot avea mai ușor acces la tratament. O luptă continuă în suferință, așa s-ar traduce boala în care se zbat de mai mulți ani doi copii de 4, respectiv 12 ani, ca răspuns la nevoile pe care aceștia le au, nevoie imperativă de a avea acces la tratament, un tratament mult prea costisitor în majoritatea cazurilor. Grupul de colindători care au străbătut județul pentru a-i colinda pe sălăjeni și care au fost răsplătiți pentru colinda lor cu bani de către gazde au decis ca acea sumă, ce s-a ridicat la peste 10.000 de lei, să fie direcționată spre două astfel de cazuri. Primul beneficiar al acestui proiect de suflet este Ionuț, un băiat în vârstă de 12 ani din Șimleu, Silvaniei, căruia i-a fost dată suma de 8.280 de lei. Ionuț suferă de leucemie și, potrivit unuia dintre colindători, acesta nu se află într-o stare foarte bună momentan, el fiind internat la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Ceilalți bani, respectiv suma de 470 de euro, au fost donați familiei lui Patrick, un băiețel din Jibou, care la vârsta de numai 4 ani suferă și el de aceeași boală, leucemia. Acesta este cazul spre care s-au îndreptat banii adunați de colindători și în anul precedent. Din fericire, starea de sănătate a lui Ionuț s-a îmbunătățit, însă familia acestuia încă mai are nevoie de ajutor pentru a-i permite lunar băiatului să aibă acces la tratament.